Combinatul Alumtul, cea singura rafinărie de alumină din România, își va suspenda activitatea pentru un an și jumătate, începând de luna viitoare din cauza prețurilor crescute ale energiei și gazului natural. Două treimi dintre angajații vor fi disponibilizați. Președintele sindicatului Libera Alum, Adrian Darie, a declarat pentru Ager Press că în momentul de față, combinatul produce 11.000-12.000 de tone de alumină pentru combinatul Arlos Latina, în condițiile în care producția lunară în urmă cu un an era de circa 50.000 de tone. Alum Turce este singura rafinărie de alumină din România cu o capacitate de producție de 600.000 de tone pe an. Cea mai mare parte a aluminei fabricate la Tulcea este utilizată de Arlos Latina pentru producerea aluminiului. În 2009, alum a fost repornit după un program de modernizare și retehnologizare, începând în februarie 2007. Compania a angajat 470 de persoane, în prezent numărul salariaților ajungând la peste 700. Pe 1 august vor fi transmise notificările, apoi vor curge cele 20 de zile de preaviz. Iulie este lună de producție, în august va fi calcinarea producției rămase pe instala iar la finele lunii totul va fi pregătit pentru suspendarea procesului de producție pentru un an și jumătate, a afirmat liderul de sindicat. Încă de la începutul anului, sindicaliștii din ALUM-SA au protestat la Tulcea și în București, nemulțumiți din cauza creșterii prețurilor la energia electrică și gaze, care le amenință siguranța locului de muncă. Din luna martie, circa 200 din cei 780 de angajații Combinatului de Alumină din municipiul Tulcea nu s-au mai prezentat la locul de muncă decât la decizia angajatorului și au au început să primească doar 75% din salariu, măsură prevăzută de programul de reorganizare economică stabilit de conducerea Arlos Latina, în contextul în care unitatea din care face parte și combinatul tulcean se confruntă cu probleme economice din cauza majorării tarifelor practicate la principalele utilități.